Obște mănăstirii Dervent a primit aseară vizita înalt preasfințitului părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Cu acest prilej, ierarhul a oficiat în demisolul Bisericii Mari, vecernia unită cu Litia, și a așezat spre închinarea credincioșilor o sfântă cruce împodobită cu flori. Crucea este podoaba bisericii, este semnul Fiului Omului, a lui Iisus Hristos care s-a răstignit pe ea. Este cu adevărat ceea ce trebuie să ne însoțească în permanență. Crucea este semnul jertfei prin care Fiul lui Dumnezeu ne-a împăcat pe noi cu Tatăl, prin care avem și noi împăcarea cu Tatăl. Mănăstirea Dervent este cunoscută credincioșilor mai ales datorită crucilor tămăduitoare, care, după cum spune o tradiție mai veche, au apărut pe locul martiriului a patru ucenici ai Sfântului Andrei din cetatea Dervent. Biserica Mănăstirii Dervent s-a ridicat, incluzând în absida stânga a bisericii, crucea tămăduitoare. Crucea care alina suferințele sufletești și trupești ale mulțimii de credincioși care au venit să se închine, să ceară tămăduire la crucile care au însemnat locul unde și-au vărsat sângele mucenicii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În aceeași seară a fost săvârșită slujba tunderii monahism pentru două maici de la Mănăstirea Limnița.